peripatetizare. O challenge care e de fiecare, pe care l-ai de fiecare dată când vrei să scrii ceva, și anume să găsești un punct de vedere cât mai autentic legat de o poveste care se tot spune, și anume Romeo și Julieta. Nu. E greu când nu-ți place. Când îți place, nimic nu e greu. Cred că va arăta senzațional, cred că o să arate foarte bine și recunosc că am tras un ochi într-una dintre variantele de montaj și mi se pare că va arăta direcția în care noi, la Papa Pictures, că suntem deja o echipă aici, trebuie să mergem de acum înainte. În primul rând, oamenii să meargă la cinema, să învețe să atașeze din nou de povești, de povești care durează mai mult de 30 de secunde, povești care ne arată oameni, povești care ne arată probleme profunde, nu suprafața unor probleme, nu știri, nu lucruri impersonale, și după aia să meargă la dragoste pe munche de cuțit, pentru că aici poți, în filmul ăsta, poți să înțelegi ceva despre tine, în același timp în care poți să-ți iei și un răgaz din lumea asta nebună și agresivă în care trăiești.